Am înțeles. Hai mă, să încercăm așa acum. Ia-ți brosca, mă, brosca. Hai mă, că mi-au venit băieții înapoi, am 121. Am 121 pe live și 15 like-uri. Bine-s. 18 like-uri. Ajung în tendințe. Stai micul. Vezi că trebuie să schimbi eu de-asta, Gabo, cum ai zice-o. De pe un... pe undiță, de-aia trebuie să schimbi pacul. Sau să dai mai departe. Îți a spus că ai nevoie de aia mai mare. Nu, no, zice că... Da, mai mic. Păi nu, mai mic. Mai mic și am dat mai mic, uite acum. Consider using a smaller hook. Da, dai în altă parte. Că dai la, la fund. Bă, să... Da, nu... Să mor dacă știu să dau timpul mai departe. Da, tati, dar până ajung eu... Băi, lângă shift în dreapta, ai cât îl râi? Dar uite-te, mă, apasă pe 0 și ți arată acolo da, time. Nu știu unde, unde sunt alea. Peste tastatura unde sunt semnele alea. Am trei vece puse pe Tinder și am unul în mână. Bine. Am la par. Apasă pe 0 și la information, show information, acolo îți spune ce să apeși. Da, ți-am zis, dar nu știu unde sunt alea pe tastatură. Pe punct și virgulă. Punct și virgulă. Așa, mă, simt, simt. Uite, am prins cu aia, ăla-i cu aia, mâncați așa, la brim. Plătică. 4 kg. Aia ca aia. Nu spuneți că eu nu prind pești. Voi m-ați spart acolo. Ia o să vă aruncă cu băta prin baltă pe aici, prin spatele meu. Consider, la mag de 5, mă. Ce e așa mica cu ăsta? Trebuie să dai în mica toată ta, partea acolo. Acolo e cam mic. Păi eu ce spun? Nu, cele unul mai mic. Păi cel mai mic. Păi, mută-ți poziția. Păi asta cred că nu mai pești mare acolo. Gata, am plecat de aici. Mi-am strâns tot. N-a rămas pe aici nimic. Juvenic. Plasă, nimic nu. Mă duc de aici. Uite, Marc, pune să lângă mine, să te aici. Le Marx. Da. E nici el, văd, nu mai prins. Aici mă pun. Ia să vedem noi. Așa, tati. Bun. O aruncăm pe asta. Tare în partea stângă. Hai că facem treaba. Bun, așa. Bă, mi s-a buguit, nu mai văd pește. La râmă... Mi s-a buguit cash-ul cu aia și nu mai văd peștele. Da, o văd în cei mai mari, că nu-i bun asta. Ia să dăm, așa. E clar, e adic. Așa, și să luăm și a treia lansetă. Așa, și cu asta, dar stai că nu avem mâncare pe asta. Ia să vedem. Avem, nu avem nimic. Ce ac avem? De 5, ac îl pune, de 7. Vait, să punem porumb aici. Și... Așa. Așa, ia să vedem, e bine. Ah, și mai am aici la Federbai. Voi echip, așa. Momesc. Ai, du-te, tate. Planet. Dar face aici la bani. Mai bine face aici dincolo, că prinde mai repede. Da, da, da. Dar și aici, să... prins, dă 100, da, 200. Nu contează, mă, cât pește te să prins, să înveți. Cum îi prins pe toți? Când te duci la o competiție, eu să-ți bage pe gât, că mulătările de un sfert de oră, trebuie să dai la crap. Imediat ai pus și, înțelegi? Trebuie să dai la crap. Imediat ți-ai pus bețele, nailonul de crap, mulinetele, tot ce trebuie pentru crap. Până te pune să dai nu știu ce. În competiții, de asta zic, nu contează că prinzi peștele, trebuie să înveți să-l prinzi.
Să-l înveți cum să-l prinzi, de exemplu în barta asta. Bă, dar nu mai schimbă și noi balta, bălțile astea din spate, nu au nimic în ele. Sunt mici. Alea la încă, sunt pești mici. Dar să mergem să ne mutăm pe la balta aia cu no, barca. Nu, no, mami, în seara asta dăm numai la crap. Și acolo e crap. No. Acolo sunt mai multe specii. Sunt mai multe specii. Specii. O mie de coco. 700 parcă. Dacă vă zic sincer, ce am făcut azi cu 6.000 înainte să intru pe barca să mă cumpăr bețe. Da, chiar că avem, am barca, ia să văd skill-ul meu. Aoleu, unlock, am mai desfăcut un acces, casting strength cu 30%, bun. Puterii mai am 3. Și aici în stânga mi-arată să dau backup, ce înseamnă asta? Adică să le resetezi, să le pui ea. A, ba nu. Să le aduni la un loc, asta înseamnă backup. Să adune punctele la loc, da. În fine. Hai că vremea e frumoasă, sunt țari, nu sunt. E clar, în locul unde sunt eu acum, nu sper. Stau fără lumină, așa că... Să văd senzorii mai fain. Uita-l. Bă, stai nervos. Aha, a venit ăla... S-au dus peștii de la mine, aici din zonă. A venit nervos. Gata, 15 chiletat. Hai, du-te, planet. Du-te. Stai să iau lumina ca să-l văd când îl scot. Bă, dar urât face. Uite cum face nailonul. Mânca mața, curat. Bă, ce întinde băiatul. Asta e mare, are peste 15. Cred că are 20. Mai e pe aici mircică, nu mai iese. Trei am mici. Fosta mea fină. Fosta mea fină, trag în fostul meu fin. Dar de ce fosta? Păi fosta, că s-a extrapolat. Băi, dar asta e greu de tras, mă. Dar las ca să tragă el. Așa, trage. S-a dus la 100 de metri, tu a... Nu, trebuie să fie mare. Da, nu, abia pot să-l trag, uite. Și îmi stă... Găbu, de mai departe, peștea mea a fost la 200 de metri. Deci stai nisit, nu ești departe. Păi nu, dar nu pot să-l aduc. Își ia prea mult fir. Lasă-l să se bușească. Încerc să-l iau, dar trage prea tare. Își ia prea mult fir. Lasă timp ca la femei. Magusta, micinas, te, piște bacii. Mangusta sau magusta? Magusta, că ești moderator, am înțeles. Am uitat. Mangusta ăla, mangusta și îi dădea băieții pe aici time out. Când? Ieri. Ai, ce trage. Uite-l, mă, cum ține firul întins, mă. Ai, adu, 132 de metri s-a dus. A, gata, l-am obosit. Vrei să mă bag cu cash-ul în apă să ți-l scot? Gata, l-am obosit. Hai că-l trag. Hai că-l trag, gata, l-aduc. Ei, Bogdan, contează să-mi placă mie. Am primit niște critici. Nu mai înțeleg nimic. Muncești ca bou, vine unul și te calcă în picioare. Dar ce te așteptai? Da. Suntem în România. Așteptați români. Da. Nu ți-a fost rușine să postezi mizeria aia? Și nu are bani să își... Cine știe? Nu știu. Așa suntem noi români. Dar normal că nici nu i-am răspuns nimic. Doar am citit și așa am râs, dar ironic. Am pufnit așa un pic. Mai contează cu... E curat, e bine, e făcut, e muncă, munca mea. Pe videoclip. Da. Nu stau, frate, nu stau cu chirie, nu stau în ghetouri. Stau acasă la mine. Frumos, urât, nu contează cum e. E făcut de mine și sunt mândru. Dar dacă au ajuns oamenii să... Păi hai să mergem la baltele, de ce zici? Da, iar fuge, mă, iarăși ia multă fir.
nu pot. Da, și aici e scrap mare, dar poate ar fi o idee să se reseteze harta, gen. Gen. Hai să dau bani o zonă, gen. Nu e să-l câmba cu pula. Uite-l mă, ce nervos e, mă, băi, uite-l mă. Băi, du-te, dracu, băi, cât m-a chinuit, mă, 15,90 kg, mă. Dar ce-a avut ăsta, mă, iernie pe el, ce-a avut, dragi pe el, de s-a zbătut în halul ăsta? Am pierdut... Păi știați, mai iervou, știați. Aia, până știați, cum l-ai scos pe ăla de 35 de kg? Cum? Păi am băț bun, ăsta tău, văd că e de level 8. Al meu e de level 10, de 11. Ăsta la care l-ai prins, ăsta e level mai mic. Păi și ce să fac, să-mi iau altul? Păi, dacă ai bani, nu știi. Ai de capul meu și de zeu, 15 kg mâncat, s-aș gura, așa stat, m-a chinuit o grămadă, mă. Uf, am zis să stare 25, ca popa. Își doresc să aibă ceva, e pe dracu își doresc. A zis că... La noi, noi românii suntem niște mizerii de oameni, pola mea, cu idei învechite, preconcepute. Ce am înțeles ce zic oamenii, n-am înțeles ce a vrut să zică, dar i-a spus să ai dreptate. Nu știu ce a vrut să zică, dar cred că are dreptate. Că noi românii suntem niște mizerii de oameni. El era prin, la muncă, prin Spania, pe la Căpșuni, pe undeva, nu știu cine știe. Cine știe pe unde era el? El era afară, era european. Mentalitatea europeană el era. Avea mentalitatea europeană. Noi români săraci, nenorociți. Bă, și eu sunt străinitate, dar nu gândesc așa, frate. Noi nu suntem gunoaie sau cum crede alții. Bă, noi suntem oameni buni, numai că suntem ciudoși. Hai, ciudoși. Stai, nu, pic, că pe noi ne-a făcut, voi românilor sunteți vai de pula voastră, un român m-a făcut, care a plecat la muncă. Țăranul cu Maserati, înțelegi? Revin, mă duc să trag o țigară până începe să tragă iar la râmă. Mi-a promis lui Mircică că dacă nu mă duc la culcare până nu îl prind pe ăla de 20 de kg. Aaa, sigur, are 4 kg ăsta. 3-4 kg. Aaa. De unde te dă seama? Da, îl văd după cum trage. După cum se covoaie bățul. Bă, dacă a sunat și piuitorile cum sună messengerul ăsta, s-a întrat, bă. Eram deja bogat aici pe joc.
15.85. Bun. Bun. Asta e bun. Dar nu mai am nimic în ac. Așa. Asta e la plută. Ba da, mai am. Am râmă. Bă, da, oare să dau mai la adâncime și la plută, mă? Eu am adâncime jumătate de metru la plută. Dar nu prea mai prind. Asta e problema. Ia să dau la maxim. Ba, acum prind ceva. Pe fund. Mamă. Ia să vă, se duce pe fund. Ba, nu. Nu. Nu mi s-a dus pe fund. Eu îi adânc la... Are vreo 4-5 metri. A, e bun. E bun. A, prind așa. Pescuim noaptea pentru că nu avem permis de pescuit, am înțeles. Cum tată? Noi pizăm la AGVPS? Dacă știi ce înseamnă AGVPS? Asociația Generală a Vrătorilor și Pescarilor Sportivi. Noi vizăm lună de lună. Noi suntem... foarte, foarte cinstiți, adică noi nu suntem braconeri. Crescătorii de pește, adevărate. Liniște puțin. Ieși mă afară, deci. Iar aveți să te bagi în seamă cu șmecherii. Stai că a venit să ne explice Clau acum de Fishing Simulator Free, ăla rusian. Nu. Șmecher jocul și tare de tot. Uite, n-am eu treabă, eu îmi văd deci mai aici. Da, uite joc, uite grafică cu aia, cum face apa, cum se vede luna. Adevărat. Joacă-te, mă, ce vrei tu. Băi, eu ți-am zis odată să te joci. 44 de kilograme. Cât? 44. A, aveți bețe de alea groase. E clar, aveți bețe groase cu aia. Hai de capă. 600 de dolari, mă. Ia-o scoaie, mă, că v-aș gura voastră ce prinde ea, mă. Și o dau la țimping. Păi dacă tu dai la de-alea de fuleț cu surprize. Dar n-am bani, bă, să cumpăr bețe. Păi, dar n-avem nici level să luăm bețe de-alea de 40 de kilograme. De unde? Bă, nu prinde 20 ca să-mi acopăr. A donat Mircică 50 de euro și a zis că nu plec de aici până nu prinzi un pește de 20 de kg. Dar tu ai găbu un băț de 40 de kilograme, dar nu-ți trage la el. Nu. Ăla verde. Și am un băț de 41 de kilograme. Ăla verde, nu? Cam așa. Și eu am unul de luna, dar că nu trage. Bă, coaie, atâtea bălți, sunt 4 bălți coaie și numai pe una e pește. Dacă dai în de-aia de ploaie. A, tu mai lipseai pe discursă, mor dacă nu. Păi nu? 19,39 kg, ăla lucios. Hai că era aproape. Băi, unii Mircică? Nu e aici, a fugit. Încă nu-i 20 de kg. Încă nu-i 20 de kg, azi o mă, nu plec. De-aia l-a plecat pentru că am închis live-ul. Că a resetat live-ul pentru că a băgat ăla video-ul ăla cu... Cătă cu peștile lui, da, e, urât din partea lui. Bine, dar nu-l critic pentru că el a vrut să facă catering, că a vrut să facă ceva... Păi, dar unde era mă care prinde pește 40 de kg? Băga mea să rămâne asta. Da, nu prea ai pești pe aici. Și eu m-am dus mai... Mi-am luat o bâtă și am plecat de lângă astea la alții. Și am dat în altă parte. Și dacă te-ai am plecat. Păi le aud, că bipă. Și până ajungi tu acolo îți mâncă lumea. Uite aici, bă, câte mai am o mea, să-mi cumpăr. Dacă dai la râmă, pe ce are râma, ce are? Păi la râmă prin ce eu? La râmă e șmecheria, șmecherilor. Ăsta dă la râmă și prinde numai roșiară, numai biban. Râmă cu porumb, scot exemplare. Astea, eu nu cred că în realitate dai tu cu porumb, râmă și pâine la grămadă. Cu pâine nu dau.
Nu, cu o lansez, îl dau. Cu pâine, dar la aia nu-mi trage. Crezi tu ca ponic o să fie de 20 de kg? Să-ți fie gura ulită, ia să vedem. Așa am zis și când eram la țigară. Gata, ăsta e șmecher, e gras. Da, am barcă. Ia, am luat-o la skills. A, uite, o am. Dar nu știu cum o punem pe lac. Dacă vreau să pun barca pe lac, cum o pui? Dar nu... nu merge pe ăsta. Pe ăsta? E lac special, păi da, următorul. Da, ăsta nu merge că e mic. O dita mai iahtul pe barca asta, hai să fii serios. Trebuie să mergem în partea aia, la mnașină și e și clar acolo. Băi da, ăsta consideră că eu am pacele prea mari, mă, fratele meu. Frate meleu. Trebuie să arunci în altă parte. Da, nici nu strade. Nu e pește, nu mai. Băi, trebuie să schimbăm balta, că nu mai e pește. Chiar că nu mai prea e pește. Nici nu mai e pește, că bun. Aia nu e pește. Bă, mă, nu mai e vorba de timp, dă ora, dă timpul și să vezi că tragi, altfel tragi. Chiar, trebuie să mă schimb. Dați timpul, da, frate, că sunt momente... Mai apar pe aici. Cu timpul. Și bag cu timpul. Mă bag la ora 2 dimineața. Băgați, mai schimbați timpul, că normal, sunt momente când peștele stă, hibernează și el, să bagă mâla acolo și stă. Tot nu vă pește pe oameni. Mai face și el dragoste. Ia, uite, chiar nu sunt, ia să vedea. Băi, dar chiar că nu mai sunt, mă. Nu prea mai sunt. Sunt, dar să băgați la fund, că nu-i mai vezi deas... foarte puțin deasupra, deci trebuie dat la fund, ia. Ia să... Eu v-am lăsat, m-am băgat la somn. Și la fund se vede pe... Noapte bună. Nu mai sunt pește în bat. Noapte bună. Adică nu mai la două te bagi, mă, la somn, ghimărele. E două, ce zic? Păi, de la două se bagă un ghimăr la somn. Două. Contează. La două se trezește. La două se trezește. Hai, noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Gamer adevărat dorme până după amiază și după aceea se joacă. Da, da, adevărat, ai dreptate. Un gamer adevărat, acum un om ca el... Pe ce, da, el nu e ce, el nu-i adevărat? Prea e dacă la ora. Da, mă, dar n-ai de eu să știi la ce oră se trezește dimineața el, adică... Sunt niște parale. Păi nu e gamer înseamnă. Nu e gamer, da. Gamer. Guimer. N-am nimica cu el, poate să culce când vrea, să trezească când vrea. Să nu se numească gamer. Tu ești gamer? Salut, Orioane! Mai faci o farmecă bună, la seara asta nu știu, dacă vrea Titi. Dacă joacă și Titi, promit că prind crapul de 20 de kg, am ieșit și intru pe fermă. Dar numai să vină și adică Titi cu mine să joace. Mâine seara. Adică seara asta, nu mâine seara. Bine că nu mai e Mircea Căpascu pe aici ca să... Mahule, vezi că... I-am promis că... Cred că prinzi nimic aici. I-am promis că nu ies până nu pe la 20 de kg, primul, unul de 20 de kg. Dar nu l-am prins până acum, 19 kg și 300 și ceva de gram. Îi mai bagi un plumb în gură și îl faci de 20. Păcăliță-l pe Titi și dăm drumul la fermă. Acum merge și călărim pe Iorgu. Pe ăla negru. Pe Titi. Pe ce mă, Titi vrea să fie călărit? Face Timo prosit din... un matur. Hai, du-te, Pane, ia-ți, ia-ți, ate, ia-ți. Ia-ți, ia-ți fier cât vrei tu. Așa, obosește-te, tată. Ăsta e mai mărișor, tot așa vreo 15-16 kg are. Nu, că a promis, a jurat că nu mai vrea să joace cu mine. A zis că nu mai stau să mă bag în seamă cu păluga aia, cu podorogul ăla nenorocit. A promis pe live la cea Aurel că nu mai joc cu el niciodată. Dar ce am, nici acum nu vrea, nu văd că nu vrea să spună ce i-am făcut. E determinat fragmenta? Da, nu știu, sau, nu știu, mirosul de mentă, la hipnotizat, la prostit, nu știu. Juca cu mine, chiar era drag, era fermașa lui, dai seama. N-are el motivele lui, cine știe? Lasă, sănătate să fie. Păi dacă ai avut porcină și...
Păi, ai închis o lună. Păi da, da, porcii tot acolo sunt și frații lui, adică. Bine, nu-i Titi porcul, dar ăia sunt. Ăia chiar sunt, că i-am văzut eu, arată graș, au rât, au urechi, au mari. Măcar să vină să-și salveze porce. Pe Discord aici n-a intrat odată în 4 zile de când a revenit, îți dai seama. Dușmănie, asta înseamnă, Titi. Dușmănos. Mamă, cel mai atac. Îți dai seama ce mă jure la acum? Îți dai seama ce faci? Dar bine, știe, Titi, că eu glumesc. Știe că-s de Caterinca. Altfel, nu mi-ai prinde piciorul pe aici. Hashtag frecventa. Da, mă învățam cu pisoiul ăsta, cu mâța asta care o am. Rămâneam cu mâța. Nu, dacă Titi ar dispărea pur și simplu așa brusc, și n-ar mai juca cu noi, mi-ar părea rău așa, nu știu. Adică aș vorbi de el. Dar acum de când s-a convertit la legea islamică, nu știu, s-a budistă, nu știu ce religie de asta și-a ales, nu mai are treabă cu ortodoxii, cu, nu știu, martorul lui Jehova acum, nu știu ce. Și probabil de asta nu vrea să mai încalcă niște... Martorul lui Ceaurel? Cred că, nu știu. Da, mă, mi-au zis băieții, am venit aici, bă, vezi că... Opa! No more biting fender. L-am scăpat, m-am uitat în sus și am înțeles. L-am pierdut, frate. Ăla era mare, era la bătaia bună. Păi dacă te uitai în sus și nu te uita la... turometru ăla... Păi, da, dar eu m-am uitat sus la... la live și uite că nu am fost atent și l-am pierdut. Uite-i după gagi. Bă, frate, vă fac o poză cu peștele meu, e mere pe sub pământ. Nu ne interesează peștele tău, crede-mă. Mamă, ce se duce ăsta? Coaie! Sunt pe drum mare și merg după pește. Bă, nu vrei așa ceva. Cred că e mare. What? M-a scăpat pește. Da, eu nu l-am scăpat acum. Să cred că avem 40 de kilograme. Dacă m-am bătut cu el. Ia să văd. Poate apuc și eu. Bă, dar trebuie să-l prind pe la măcar de 20 de kg, mă, ca să îndeplinesc misiunea. Să-l lăsă super Mirci pe mine. Fix la mala scăpat. Sus gâtul mătii de bugul mătii și jocul mătii. Ia-l cu lopata, mă. Coaie, s-a pus sub mine și mi-a apărut cash-ul și nu mai pot să-l scot și mi s-a dus peștele fără să fac nimic. Fătu-s Dumnezeu. Așa am pățit și eu acum. Când am vrut să le-am un... de stâng și de jocul mătii. Băi, dar nu puteam să le iau un cash-ul și uite, mi-a dispărut peștele. Și era mare coai, tu-s Dumnezeu și-a dat și-a mort. Așa am pățit și eu, stai liniște. Și m-am bătut cu el vreo 3 minute. Tu l-auzi că am mers pe sub pământ și eu după el, pe drumul mare. Ia asta, că trebuie. Dacă l-am filmat. Ăsta-i mare. Tu-s Dumnezeu și... Mamă, ce să-l duce, băiat? Să nu spui că trage, că nu recunosc. E la bătaia acum. Da, mă, uite că trage la prima.
La bătaia bună. Nu, no, la verde, la micuț, trage. E tot o panoramă de asta mică, să vezi. Aia verde e bătaia bună. Nu, e bună. Da, da, verde, 41 de kilograme. Verde deschis, aia. Nu? Da, 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 aia. A, 41 de kilograme. Am înțeles, am că e bătaia bună. Hai, mă, 20 de kg. Și-a luat o fosforescentă să o vadă, să nu pierdă în apă. Le deosebesc una de alta. Ai tot de achile gos. Dar e mărișor, da. Uși pe chile, 500 de chile. N-ai de capul meu. Hai de capul nostru. Bă, mi-a luat și momeala și tot. Ai scăpat? Nu, l-am luat, 11 kg și ceva, dar puțin. Foarte puțin. Cred că ia cu mic. Ac de 6. Zice că-i... Hai să băgăm la mai mare. Da, acum păreți alta. Mi-a luat... Ăsta e cam mic ăla, de level 5. Deci, păi nu contează, e de 6 contează. Da, contează și levelul. Pe gen, ele îți pămărim, dar și levelul contează. Cu cât îți level mai mare, cu atât îți da, ia cu mai da, mare. Da, păi pentru alți pești pe alte bălți, nu-i neapărat. Păi și eu pescuiesc cu aci mai mari, puțin mai mari. Nu, alea sunt când te duci și dai la rechinii aia pe acolo, prin bălțile alea cu... Rechini. Aia, sunt altceva. Eu am DLC-ul cu rechini. N-am încercat să fac. Păi da, a zis Mihnea că îmi dă DLC-urile și mie cu alea de două. Samurai, King, Junior, 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 Micinas. Băi, dar care e Adrian? Lepădatule, ia și tu link-ul ăla lui Samurai, te rog eu frumos, că face YouTube și face Omega, îl face nebunile lui. O să ajungă un YouTuber bunișor sau bun, zic eu acum că e la început. Puneți și voi, spamați și voi 50, 60, 100, 150 de link-uri de-a lui Samurai. Îl ajutăm pe băiatul ăsta că e natural, e super. O să aibă mulți abonați dacă continuă așa cu nebunia asta. E fără euri. Fără euri, exact. Samurai King e un băiat ok, e băiat, chiar îmi place. Nu știu câți abonați are, dar copie link-ul lui, 500. Lepădat, 500 de abonați, nu contează. Sunt alții care sunt mai slabi pe Omega ca el sau pe ce face el acolo pe jocuri și au 50.000. Băgați-i acolo canalul care vrea să vadă ce este unul are acolo. Deja unul s-a abonat la Samurai. Gino Busu. Gino Busu. Busu sau Busu. Să trăiești. Așa lepădatul. Spamează-i acolo canalul băiatului. Mai face vreo 4-5 găbuleni de aici. Să duce și la el acolo. De fapt, tot între noi suntem, că băieții de acolo sunt de aici. El de acolo, de la el, trimite la tine? Sunt care merită, mă. Sunt băieți care merită. Stau acolo, fac ei nebunia lor ce fac, dar curat, natural. Râzi, glumești că îi pierde nopțile, ca și mine. Samurai. Păi nu mai pești. Nu mai pești, Samurai. Nu mai e. E la evacu? Right by găbule, right by găbule. Dacă... Auzi, m-a făcut pe tine pe Discord, nu? Nu, a plecat, s-a sa culcare. O pleca, se culce, că ce, îl doare cap. Îl înțeapă apenticita, a zis. A văzut că nu ai prinde pește, nu astea, ce a zis? Mă duc la culcare. No more bite in fender, deci nu mai am dancare. Ia să vedem. În asta... A. Nu mai ai ușulețul. Da, nu mai am...
Uite că a trecut Titi pe la... Ba. Pe la Samuel, a dat un 10 euro. Iauzi, frumos. Respect, Titi. Hai băieți, cum respect. Vedeți, Titi s-a dus la Samurai acum și s-a dus și a făcut o donație de 10 euro. Hai cu respect pentru Titi, că băiatul ăsta a făcut minuni. Nu numai la mine, peste tot, cum s-a dus pe YouTube ăsta. El, Denis, băieții ăștia, jos pălăria, nici nu trebuie să le treci prin față. Legat de donații, când e vorba de donații, băieții ăștia chiar s-au dus peste tot și au făcut fericiți youtuberi. Mai ales pe Găbulici. Nu contează că nu ai fost. Am văzut și la Găbulici, te-ai dus cu 100 de euro, te-ai dus peste tot. Pe la Dodo am văzut acolo, prin comunitatea prietenilor ai făcut și pe acolo, ravage ai făcut pe acolo și pe acolo ai făcut donații, peste tot, Titi. Și până la urmă, omul care, avantajul care, tu ce câștigai? Experiență. Pe jocul ăsta, în afară de să prinzi, ce să vinzi, ce mai faci? Pe ce ai putea face pe o baltă? Nu, cred că nu mă duc să... Păi, în afară de să prind și să vând, ce aș putea să fac? Mi-au AVP, să stau la pândă, să trag cu sniper. Da, trag cu sniper și pis. Aruncăm un C4. Schimbăm balta, mergem la rechin, mergem cu barca, mergem pe alte bălți. Dar, momentan, trebuie să ne facem bani, să ne facem skill, să ne facem... Ar merge să refaci serverul, că nu mai spești în baltă. Vor termina. Ți-a arată că canalul lui Samurai e gol? N-are cum. Folosești coduri. De ce? Că e gol canalul Samurai. Cum adică gol? Păi nu știu ce a văzut băiatul. Băi, dar chiar că nu mai trage, mă, fratele meu. Ia să... Nu mai pești în baltă, doar din aia micuț. Eu să mai văd aici. Ce mai am? Uite, nu mai am... Aici nu mai am... Uite, bai... Băi, echip, așa... Hai să bag și o râmă aici, bai... Nu, când stai mult, îți dispare... Îți dispare... Ar fi frumos mâncarea să... din... Facă băieți, eu să-i un raid pe la Samurai, zic și eu. Bă, dar ce mișto era dacă ar face, mă, să poți să-ți faci tu caracterul cum vrei tu. Să te vezi așa frumos, nu? Cu cizme, cu pălărie de aia, cu ochelari, cu... Păcat că nu se... Nu-i mai zic că se supără pe mine. Nu, no, că știu că cer la altare, da, știu că are. Dar a vorbit, a scris, sau nu, Hyper s-a uitat la ei și i-a scris, s-a uitat în chat-ul lor, nu știu, în forumul lor. Și a scris acolo că la suport că jocul nu a fost conceput pentru multiplayer, de asta nu are încă, dar va avea. Deci se va îmbunătăți mereu jocul ăsta. Adică și se va face update-uri. Nu. Ce în developeri de treabă? Se va face update-uri mari, odată, cu multe treburi odată. Deci nu se face cu câte o chestie. Cred că au și gol. La 5.000 de playeri. Bule, hai să ne mandăm în partea aia cu 1.000. De Coco. Păi să reface serverul pe balta asta, că nu mai spești. Stai, nu acum, că mi-e întrage, stai așa, adică. Păi stai un pic, să mergem pe altă baltă. Sau da, să reface serverul tău pe păi balta nu, asta. Păi nu, vrei. Live-ul ăsta din seara asta, cum ai văzut și la mine thumbnail-ul și descrierea, e chestia că trebuie să dau numai la crap. Deci... Păi e crap acolo, numai crap, dar e crap mai mare. Aia e pe dracu. Ba nu, acolo și alte specii, nu numai crap. Păi, consideră că am ac mare, mă, așa îmi spun. Eu mă duc să mă schimb de aici, să-mi scot eu astea. Da, nu, degeaba te schimb, că nu ai unde, nu mai pești. Nu mai pești, deci noi ne plimbăm toate bălțele. Bine, acum eu prind unul ăsta, așa să-l scot afară. Gata, mi-a luat catrafusele de aici. Unde să mă duc? Ia să mă uit în balta asta mică de aici, poate văd crap mai mare aici. A, dacă ne-am plimbat noi, poate vezi tu. Ce-s, mă, cu puieții ăștia aici? What the fucking... Ha? Ce mai ziceam? Bă, dar ce mici sunt balta asta, mă. Mici de bere? Da.
Ai văzut, mă, nebunaticul ăsta de stătică ce a făcut la mine? Ce? Dona 400 de euro mai devreme. Bă, m-a speriat. A venit Titi, a donat, a făcut o donație de 50 euro și mi-a pus melodia care îmi place mie și îi place și lui. Cu aia, cu machidoneasca aia. Acum îl cheamă pe ăla. Nu film mai contează. Așa și... La Firii Dame. Da, da. Și... Da, tu vrei să zici cine o cântă. Și a mai dat 25 de euro cu o melodie tot așa de faină. A venit, a venit ăsta stătică. Ba, mamă, ca că n-a văzut atâtea zeori, m-a speriat. Am zis că ceva nu-i regulă, e un bug, ceva. Dintr-o dată, da, 400 sau? Dintr-o dată 400, dar nu, dar nu era numele lui. Îl cheamă Dragan Abi Talent, așa îl cheamă. Da, dar tu ai văzut după card. Nu, mă, aici pe... În ID-ul. Am zis el, adică... Nu mă uite pe live, numele îl cheamă Dragan Abi Talent, 400 de euro. Și apoi eram sigur că e sătică, am simțit că e sătică și am scoiță dacă ești, scrie pe chat, te rog eu frumos, te rog a fratele tău, scrie pe chat. Și a scris și pe m-a și sunat. Deci nebun, am simțit imediat, mi-am dat seama imediat. Cine dracu îmi dă mie atâția bani? Cine putea să fie? Sătic. Altul nu știu dacă era, putea să fie. Poate fi venit intelect. La ea nu te prinsă, te ducea până la 1000. N-ai văzut că acum e cu intelect pe YouTube? Sad băi, am văzut că face, dar el primește sponsorizări? Nu, no, sunt banii lui. Da, nu-s banii lui, a lăsat băi. În sfârșit. Banii lui de pe site-ul ălalt. Da, bă, dar nu-s banii lui. Primește bani de la o companie. Da, primește bani de la o companie. Ca să facă reclamă. Și le dă... Nu poate să-i folosească, poate să-i doneze, dar nu poate să-i folosească, să-i scoată. Doar să-i folosească să cumpere cu ei de direct de pe... Nu-i poate să-i folosească pentru el, adică s-a făcut ca să-i doneze. Da. Nu, dar voi de unde știți că el zice de atât, dar... Da. Voi n-aveți de unde să știți. Adevărat. Păi n-ai bunea. Păi atunci așa ar face reclamă la site-ul. Ăla poate să fie tot al lui. Și asta e posibil. El are canal cu 5 milioane de abonați. Îți dai seama. Da, sincer mă dare la... Ceva e putred la mijloc, că n-are cum. E ceva, adică poate să fie site-ul tot al lui și practic el spune că primește de la acel site, ca lumea să ducă la acel site și practic își face publicitate la site-ul respectiv. Să nu zic că e al lui. Păi, până acum nici el n-a spus că el are canal de 5 milioane. Un moment de reculegere, Clautelor, frumos că a venit Dănuțul iar dușmanul ăsta. A venit mai devreme și a început să facă pe aici. Supărat. Dușmanul ăsta, știi ce zic? Vede, el practic se enervează pe fericirea altui om. E genul ăla de... E alt specimen, e altă rasă de hater. Deci când un om fericit, el atunci se enervează, tremură și încearcă cumva să-ți distrugă fericirea. A început pe aici. Nebunule, lasă-te de YouTube. Țipa pe aici, urla, cu cea ca toți dragi. Spune că e posedat. Ferească Dumnezeu, ceapă. Nu, mi-aduc usturoi și îl pun aici pe leg de aici de microfon. Frate, umblu cu usturoiul. Țăruș, îmi fac țăruș. Să scăp dracu, să iasă dracii din ei. Ce să fac? Trebuie să-i bagi în funduleț ca să-i drăcoșorii. Alu Dănuțu n-are cine să-i bagi în funduleț. Are cheița. Mai prins... ia uite vorbă, ce... Mai prins fără bani pe card, că făceam și eu, uai băi, te băi... Așa a zis și vulpea din ursul păcălit. Și tu acum mai prins. Dar ce, am zis ceva de bani pe card? Tu ai fost și donator, și prieten, și moderator. N-a vorbit nimeni de bani. Zic că dușmănia din tine că ai văzut că am primit o donație frumoasă de la sătică. Ai început cu hua, na, brr, înțelegi? Eu la aia m-am ferit ferici, că m-ai prins fără bani pe card, dar eu am nevoie de bănuții tăi, Dani. Mi-am plăcut gestul tău cu tractorașul, cu... Plus că mi-ai făcut și donații, care nu m-am așteptat niciodată să-mi faci donații. Vezi că trage. Am văzut.
Giuseppe, uite și punguța cu doi bani aici. Bine ai venit, tati. Cred că e singurul care mi-a mai rămas verde pe aici. Giuseppe, Meața. Giuseppe Meața, ce e la mă? Stadion de fotbal, nu? Da. Fac ce fac, poreclez pe câte unul, îi dau câte... Lui Inter. Îi dau câte un... Ce lui AC Milan. Miel de Paști. Ce să fac? Hai, coiță, vină cu acela mine. 14 kg. Dar nu-i bun? Ehe. Alții mor și așa, nu prind. Mulțumesc și eu de partida de pescuit. O seară bună. Ba, bine că a scăpat, să vezi de acum ce pește prind eu. Du-te, du-te. Salut. Du-te. Baftă. Găbule, tot n-ai ajuns la ăla 20? N-am ajuns, n-am ajuns. Și am promis că nu pierzi de pe alea până nu, până nu prind pe la 20. Poate stai vreo două săptămâni pe alea. Noi, asta. 20 sau plus, nu? Nu, no, nu, că îl prind, îl torn. Trebuie să prind, trebuie să-l prind. Ceva, temperatura, vântul, ploaia, nu știu, ceva nu merge. De coadă, de ce vezi? Da, bă, trebuie să cine jero. Păi asta m-am uitat o oară pe site, iau seria și vedeți că asta care mi-a trimis-o de văzut, uite, sărăcia asta, e frumoasă, într-adevăr, culorile, finisajele, tot ce pe ea arată bestial, e de fier, e grea, pe aici, dici capota, despaci cabina asta, are suspensie, are pastea pe spate, să mișcă. De unde ai luat-o? Mi-a trimis-o Dănuțu. Case, da, în cutie mi-a trimis-o și m-am uitat, 230 și ceva de euro. Panorama, să... Asta, care va sta aici în perete undeva sus, când îmi vine, am... Ce e, John Deere sau ce e? Nu e de la cu mână. Nu, John Deere e asta. Uite asta, că tot de la el a primit-o. Asta e John Deere. Asta de aici. Că e agricultură, John Deere, înțelegi? Așa cu lița. Hai bă, băi, băi, frate, când faci parte într-o sectă religioasă, ai și noroc. Adică, băi, deja te lighidați, îți dai seama, simnotizați. Trebuie să mi-a trimis fără ca eu să-i cer. L-a prostit și pe ăsta. Ce să fac? Mai prostit unul. I-am luat și tractorașul din casă, i-am luat. Mai avea un pic și luam și BMW-ul. Dar n-a vrut să-l lese la 4.000. Nu, făceam un gol și luam pe la anul, pe vară, a lui era. Era mașina mea. Dar n-am putut să-l prostesc. Adevărat, Dănuțu? Și casa când? Ce, să iau și casa? Vai de capul meu. Păi ce, eu sunt fisc, mă, ce... Cum să iau casa omului? Mi-o dă el gratis, cum să iau eu? Uite trollerul. Ai luat jucăriile la copii. Da, aia e jucărie? Păi n-are nicio legătură. Sunt machete, astea sunt foarte scumpe. Astea numai pentru colecționari, pentru fanatici. Nu domeniul, la tiriști, bărci, cu iahturi, cu... Astea scumpe, tată, nu-și permite nimeni. Păi cu 250 de euro mă și cumpăr la mașinile cu telecomandă, teleghidate, cu toate prostiile la copii de umplu casă. Nu un tractoraș. Da, nu un tractoraș care nu face nimic, practic. Roțile se învârt, adică dacă e să mergi așa cu ceva, da, merg? Da, da. Ce șmecher? Ce râzi, bă, tu n-ai făcut niciodată mama cu mașinuțele așa prin bar, prin alea? 11 kg. Băi, dar nu, nu prin... Băi, și ăștia au prins de 35, nu știu cum. Bă, hai că o arunc pe asta și mă duc și-mi schimb bățul. Mi-au... Dar de fapt... Pe partea aia, la mine s-a prins de 60 cu lingurița. Da, mă, dar aici găbu. E baltă de crap, nu-i... N-are... Găbu, nu mai e pește în baltă, nu mai e. Foarte puțin. Deci nu mai e, uite-te și tu pe H-ul. Păi ce, l-am prins noi? Da. Păi se termină, că nu-i infinit. Păi bune, trebuie să dea un refresh cumva la baltă, la... Dacă faci un server. Adică să iei să intri nou.
Să iei din nou pe Bart. Ia. Așa face și în viața reală? Bă, dar chiar că nu se mai vede. Viața reală mai pleci acasă. E slab, bă, e slab pește. Da, nu, nu mai avem pește aici. Stai așa, nu da, cum are start, trage peștele. Mai vede și mie mai unul. Păi și cum se doare start? Să ies și să intru iar, nu? Da. După iar ne-ai invitat. Păi nu, că e același pește, o să vezi. Uite că ies acum. Stai așa că ies acum. Te las acolo. Uite, și intru iar din nou aici. Așa. Hai că mi-a dat un bețele. Îmi dau și eu discone. Trei discone direct, că ți le ia direct. A, arunc niște piete în baltă. Ciudat că n-am prins vreo somn, vreo șciupelă de aia mai mare. Pune-te în pat dacă prin somn. Somnul prin mai de la de vreo câteva ori. Degeaba e tu, e aceeași treabă, spune, crede-mă. E vorba, trebuie ei de la serverul lor, la o anumită oră, cred că la, nu știu, două noaptea, trei dimineață, atunci dă restart ei la... Ar trebui să fie acum balta plină, pe gen, tu ai intrat, te-ai făcut alt server, cum ar veni. Ia, uite, mă duc acum, mă duc acolo în partea aia la... A, dar nu, că am soarele în față, mă duc din partea cealaltă, ca să stau cu soarele în spate. Vă dau și vă un invite imediat. Stai să-mi arunc toate sărăcile. Stai să mă uit în baltă. Apasă U să vezi dacă acum este pește. Acum mă uit să văd dacă avem pește în baltă. Oooo, ce e aici, frate? Ia uite, uite-l cum merge ăsta. E plin cu aia, hai că avem treabă, băieți. Nu mai era pește. Salut, Cristi. Noroc s-o. Da, plină balta asta plină, cu pește mai plină cu aia. Ne chinuiam aici degeaba, mă. Da, vezi, spun ceva, pești mari unii dă, pă, bine, mai rar, dar îi dă, când te duci pe servere publice, de alea, toate limbile alea, înțelegi? Ei, acolo dă pentru toată. Acolo și oameni cu level mai mari și probabil să spawnează. Da. Așa. Așa. Bun, aici am tot ce-mi trebuie. Gata, fraților. Asta e mare, o să dau prima din partea asta, așa. Acum ar trebui să prind și tu ăla. Așa, acum vă dau vouă invite. Care-ți? Cine sunteți? Care mai e? Mafu. Capitanul Vânător. Și Capitanul Vânător. Hyper a fugit. Noi am mai rămas. Ia să vedem unde-i Mafu și unde-i Capitanul. Cine-i Capitanul? Dar cine-i Capitanul? Mai uitați-vă și voi pe alea, poate trec de unul din voi. Eu sunt mai jos. Iar am dat peste asta, a făcut-o vangură. Ai, da, ce sărăcie. Dar cum să spui, mă, numele ăsta de gamer, tu? Tu ești gamer. Și ceri... Caută la prieteni și ceri prietenii pe Steam. Ce asta cu aia mâncat, s-aș gurat. Mă duc să vezi ce șterg la ei. Dar că am trebuit să schimb și acul de pe bățul ăla verde. Să prinzi niște balauri. Păi am acul de level 5. Să pun ce ac? De level 6 ultimul? Nu chiar ultimul, puțin mai mare ca și ăsta roșu. Sau ăla galben dinainte, lui ăla roșu. De tot de level 5 și ăsta. Da, dar e mai mare. Păi de 9, de 10, nu, ăsta de aici, 8 cu 0, 9 cu 0, 5 cu 0, uite ăsta, ăsta roșu. Da, la roșu e cam mic, eu nu pescuiesc ăla, eu pescuiesc ăla galben asta, și alea de peste roșu, da, acolo galben. Ia să dau mă bui, ia, și pot să le echipesc, eu nu pot, vezi? Eu trebuie să scos butea din apă. Să mă duc la locul meu.
Ce e locul tău, că e furat locul tău, ieși acasă. Nu, că nu acolo unde e. Ieși acasă. Am eu mai multe locuri pe lucru. Ieși acasă. Ia, că ești aici. Ooooooo, nu lumea asta. Balaur. Și la mine zbalaur, te-aia zic, ieși acasă. Vai, a-s prea mare acele astea, mă, ce mi-ai dat mie să iau aici? O, ăla e cam, ăsta e cam mare. Dar cred că am și eu pe o bătă acolo. Da, și eu am pe o bătă și i-am prins. Acolo. Aoleu, cum e tregă, bulea hodorugle, să moară prăjitul de malâne, a dat norocul peste tine, ai primit o șpagă aici și ea. Hai da, Craiova Power, de cu Paul, dar nu s-au preferat mai mic 3. Ah, am înțeles. Ah, e tot așa de bravo, Dănuț! Bravo, Dănuț! No, hoc, or, așa. Ce zicem aici? Mai iac. Namac. Acum te pune pe ăla jmecher. Dar de unde găsești melodiile astea de la Dănuț? Cu 7 de dei sau cu 6? 7. Mare 7, mă. Îi dau cu 7. Te pupă, tati, Dănuțu. Mersi mult, tata, de donații. Încărină, dai-te o bere altă dată, Dănuț. Ți-e frică să vii pe Discord? Mulțumesc de donație, Dănuț. Dai-te o bere altă dată. Mamă, ce-l torturez pe săracul omuleț. L-am... Na, să dea bere acum, că mă duc. L-am spart pe Dana meu. Da. A venit, ia-o să produitorul. Da. Dar ce-ai făcut cu aia? Da. Iauză. Ai greșit persoana, băiatul meu. A, uite aici. Uite, ia uitați-vă, mă, aceeași voce cu aia, ca să vedeți și voi. Vede? Adică. Adică, amândoi aceeași voce. Cine este care spune? Este răgușit acum. De la limbi. Acum și cu tine, m-a tras curentul. Din grăpătură. Da, vezi că a sunat urâtă treaba aia cu... Vorba aia cu... Hai noroc că nu am bani pe card cu... Mai acolo m-a simțit urât tare de tot, nasol. Ce? Păi nu, eu am văzut cu donții cu melodia cu... Da, da, dar n-am înțeles. Eu am înțeles-o ca și cum... Înțelegi ce zic eu. A, nu, eu am da, nu, mă simt, nu mă simt bine când... Adică eu nu stau aici la... Mila cuiva sau ceva, adică... Păi dar nu e vorba de asta. Păi nu, dar a sunat rău acolo, că i-am spus, uite ce a făcut, și-a făcut-o, și-o m-a luat, te-am... trolat un pic, ți-am tras-o un pic peste nas, așa? Eu, păi nu te știu. Și tu ai zis, ai avut un noroc că n-am avut eu bani pe card. Dă-ți seama că m-am simțit, păi da, simțit un pic nasă. Păi da, pentru că dădeam una din aia cu melodie de urâtă. Am înțeles, dar nu mi-am dat eu seama. Eu am zis că... A zis că ca să... Păi faci o competiție cu cineva și să mă umilești pe mine ceva. A, domnul Fericin, niciodată ce... Da. Știi, așa mă zice. Hai că este pește în balta asta, abia am tras și gata, deja a început, băiatul. Da. Tocu fishing, dar se cane băbălțile de două zile, nu mai e pește de lucru. Bă, care? De ce nu merg donațiile prin SMS? Nu știu, le-a blocat Dănuțul. El a făcut ultima donație și a pus acolo un script, ceva, nu știu.
Am băgat un tren acolo. A, nu merg decât în euro, da, music. A, și apropo, trebuie să ai bani pe card, am înțeles. Băi, vezi, eu sunt ironic, adică fac un pic de caterincă și mulți nu mă cunosc, ce zic, că sunt nebun. 17,39 kg, aproape am fost. Ai zis că mă încep ușor, ușor să vină peștele? Am venit, eu vin și peștele, nu? Băi, 34 de kilograme. Iar? A, da. Băi aveți, a, ce mă, aveți tot ce trebuie pentru... Păi, ți-am spus că trebuie să spui un ac puțin mai mare. Mi-am pus mare, degeaba, n-au. Dar eu cum fac, mă, să pun acum, na? Mă, Găbo, stai în sică și-s la fel. Dar nu mă lasă tot să pun, nu mă lasă să pun... Îi băți în apă. Nu e în apă, e în mână. Se pun momela în... Păi alt, nu e bățul potrivit. Ba da, mă, cum? A, nu e bățul potrivit, așa, da. Am înțeles, stai că le-am, ăsta e. Are mâncare. Are atâta cu gol și spre bățul potrivit, uite, fii atent. Uite, 4, uite. Pun pe una jos. A, nu, stai că eu nu sunt, nu sunt, nu sunt. Bățul verde. Nu, ăsta. Nu, ăsta. Dă-le acum, ai înțelege. Uite, nu pot să pun. Eu am bățul maro, mă. Verde, verde. Păi și unii... Verde. Bă, e bug, uite ce băț am. Ai verde, mână. Ai galb, are galb. Bă, și un... Acum are galb. Păi și unde e bățul meu verde? Un inventar. Bă, dar n-are cum, mă. Băi, băi, sunt nebun la cap, că n-a schimbat nimic. Uite, băți de level 8. Ăsta. Okay. Băți de level 8, 4. Uite, băți de level 8, uite. Da, dă-i pe mai multe din acum. Sau dă-l. Uite-l pe 4. Dă-i pe mumeală și după aia dă-i echip. Nu mă dă-i pe mumeală, după aia dă-i echip. Faus, trage cealaltă. Mă pun, pun o lansetă jos, trage cealaltă. Am mai fugit unul. Revin. Baftă. Mai fugi unul. Băi, Danuțu, băi. Bă, dar ți-am făcut clipul ăla, ai văzut. Nu zici că... Și nu ți-am făcut, ai văzut acolo, ți-am comentat. Da, da. Merita clipul ăla de mulțumire să fie pe canal acolo. O să mai faci. Și ți-am pus canalul și în descriere. Am uitat să pun, că eu am zis la început că o să pun... Că mă uit un pic și pe canal în timp ce... Da, dar vezi tu că e mai bine, că n-am pus și de ce, că YouTube interzice modalitățile astea. Tare, mersi și e bine și așa. O să fac și un video cu toate machetele, dacă să-mi vină, că mai am mâna. Nu mai fă. Două, nu mai fă. Nu mai fă că ne îmbolnăvești, mă ia capul. Vreți să fac o lecție aici. Nu, no, dar mic. Se fac așa cu vitrină din aia, numai geam și frumoasă, cu iebești. E frumoasă macheta, îmi place. Am găsit un raft de la de perete, roșu cu negru, dar făcut din trei pătrate. Negru intră în roșu și două pătrate negre intră așa în ăla în roșu. E ca un, nu negru, alb cu roșu. Și dă bine aici tare pe peretele ăsta. Și am să pun una din machete și un de la odoran de la dimineața, frumos. Pun aici pe perete. Uh-huh. Că dă bine. Eu am găsit o vitrină cum vreau eu pe internet și când am văzut prețul mi-a picat plombele. Ah. Adică nu că n-aș da, dar mi se pare prea scumpă, sincer, 500 de euro. Da, hai să-mi bat piciorul. 500 de euro, 500 de ani să stea acolo, pune de aia 500 de euro. Exact. 17 kg jumate, băi, dar chiar nu pot, mă, să iau și un... Doamne, mai ca precis, da. Asta e la plută. Eu auzi că nu merg donațiile, zic băieți. Ce? Prin SMS. Nu merg donațiile prin SMS. Nu merg? Da, zic și moderatorii. Adică Adrian. Stai, că verific eu. Că spune-mi dacă e site-ul picat. Că dau să intru pe site-ul lor. Și dacă nu se conectează, înseamnă că e picat. Dar nu de când ești tu aici, numai glăgie. Păi nu, nu uite, fac... Payment alerts, fac eu acum un test, ia. La un citip, ia.
Gabule, ai primit o donatie prin SMS de la Piftifir Intins. Ai venit cu gălăgie. No, s-a auzit, s-a auzit, nu? Merge. Cum să nu meargă? Nu, bă, trebuie să ai și telefon ca să meargă. Păi i-a zis 2-2-2 special, bă, că e adevărat. Gabule, ai primit o donatie prin SMS de la Don Joimi Place Fluxul tău. Uite, apare, cum? Cum să nu meargă? Ia să mă uit. Așa. La piftie, nu? A donat piftie, fir întins. Așa, și a mai donat 8. Dar a donat, dar a apărut pe live. Înseamnă că a fost ceva de la ei. 8 de music, a donat... Bună seara, Neagă Bule, eu sunt abonat mai vechi, nu prea am scris eu pe chat, că nu prea scriu eu în general. Da, but... I look your life din umbră, cum se spune asta, in your ghost. Te urmărește din umbră. Acum l-am de mână să donez doar prin SMS, dar pe live-ul doare voi reveni și pe Visa. Wow! De pe Visa! Mamă, cum sună asta, de pe Visa! Bună asta! Așa, și a mai fost Cristia la mai devreme care a spus o iubesc pe Emi. Da, a fost acum, bă, că a părut acum pe chat. Vă pupa, dragii mei, și ne auzim mâine. Pentru cei care, na, vă place nu ceea ce joc, ceea ce facem pe canalul ăsta. Toate cele bune. Focus fire.